și Balciu în careul advers. Ghione a rămas în prima mijlocului terenului, încearcă să reia acolo Dică, este însă mult mai înaltă Oniev. Iată-l pe Ghione recuperând, mingea ajunge din nou la Doinel Munteanu. Doinel Munteanu centrează cu efect, este autogol, autogol marcat de belgeni. Dragutinovic mi s-a părut cel mai nesigur fundaș al belgenilor. Cred că Oprița ar fi lovit mai bine, Oprița era acolo lângă Dragutinovic. Deci, echipa belgeană e puternică prin forța colectivului, însă nu are jucători strălucitori, jucători capabili să rupă echilibru. Oprița alunecă, dar reușește să paseze, nu este offside la Paraschiv. Paraschiv preia, așteaptă Neaga, o centrare care vine, gol! Steaua! Minutul 81 și Steaua se apropie de prima victorie în grup pentru Neaga. Cred că ar trebui să mai vedem.